Au trecut 3 ani de când primarul Marius Dulce a preluat mandatul, ocazie cu care acesta a vorbit despre investițiile făcute în această perioadă. Este vorba de proiecte de 60 de milioane, în valoare de 60 de milioane de euro, numai pe PNRR, care în următorii 2 ani de zile trebuie să făcute. Începând de luna aceasta, deja s-a început și s-a atribuit pe PNRR școala numărul 2, liceul economic, spunem așa, corpul vechi, de pe Grivița. Ce să vă spun? Nu sunt proiecte multe, pentru că nici măcar nu s-a deschis sporul pe 2021-2027. Acum, nu știu, dacă adunați dumneavoastră 60 cu 80 care le-am pus în practică, dacă în următorii ani sunt puțin bani sau mulți bani. Ideea este că noi am dus la îndeplinire și am făcut aceste proiecte care tot se spune de vechea administrație. Ei au adus 40 de milioane de euro în 8 ani de zile, noi am adus în nici 3 ani de zile, am încheiat contracte de peste 70 de milioane de euro. Nu mai pun faptul că, așa cum spunea colegul meu, domnul subprefect și directorul de campanie, am promis, am făcut, în sensul că am adus bani pe PNI, pentru cartierul Mircea Vodă, pentru cartierul Măgureni, pentru strada Independenței, pentru bulevardul 1 Mai, în valoare de peste 10 milioane de euro. Iarăși spun, sunt bani puțini, sunt bani mulți, da? Avem pe AFM contracte încheiate pentru 2 blocuri sociale, da? Avem extindere de iluminat, iarăși nu ne oprim pentru că vrem să devenim independenți energetic. Și să zicem noi așa, vânăm fiecare proiect care apare, fiecare axă care apare pe orice fel de zone în care să facem fotovoltaice la Călăraș, pentru că avem nevoie de independență energetică pentru a aduce banii pe aceste consumuri electrice în alte zone de investiții. Administrația Dulce intenționează ca prin programul operațional regional 2021-2027 să aducă la Călăraș cel puțin 80 de milioane de euro. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.